Lăudat și binecuvântat să fie în numele Domnului. Preoților, aș dori să citesc câteva versete din cuvântul Domnului, din 2 Samuel, capitolul 6. De la versetul 16 până la versetul 23, 2 Samuel 6, de la versetul 16. Vă invit din respect pentru cuvântul Domnului să ne ridicăm în picioare. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David, sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui, în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot. Și David a adus înaintea Domnului arder de tot și jertfe de mulțumire. Când a isprăvit David de adus arderile de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui. David s-a întors să-și binecuvânteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis: cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. David a răspuns Micalei: înaintea Domnului care m-a ales mai presus de tatăl său și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei. Totuși, voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Amin. Ne rugăm ca Domnul să ne dea lumină, înțelepciune, har, să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scump frați și surori, viața de familie poate fi privită din multe unghiuri. De obicei, mie îmi place să mă uit la pasaje din Scriptură, la cazuri de studiu și pe aceste cazuri de studiu din Biblie să înțelegem, să extragem anumite concepte și anumite principii care să ne ajute în trăirea noastră practică. Nu disprețuiesc și nu obiectez vehement împotriva psihologiei, sociologiei. Mă gândesc că anumiți oameni sunt bine intenționați, studiază caracterul uman, natura relațiilor și ajung la anumite concluzii sau descoperă anumite lucruri pertinente, interesante și nu zic că nu, poate și de folos. Dar aceleași lucruri pe care le descoperă oamenii inteligenți din lumea aceasta, aș vrea să vă spun că noi le putem înțelege și descoperi în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost dat oamenilor să le fie de folos, indiferent de statutul și poziția lor socială, indiferent de capacitatea lor intelectuală. Să știți că prostia și înțelepciunea
nu țin de pregătirea intelectuală a cuiva. Am văzut oameni cu școală multă și care au falimentat în viața lor personală datorită faptului că au ales să trăiască o viață mai puțin decât morală, mai puțin decât disciplinată, și am văzut oameni disprețuiți în felul lumii, care au trăit o viață împlinită și fericită pentru că au ales să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu disprețuim inteligența, nu disprețuim intelectualitatea, nu facem din lucrul acesta un subiect de luptă de clasă. Lupta de clasă e treaba comuniștilor sau socialiștilor. În biserică noi respectăm și oamenii cu școală și oamenii fără școală. Dar atunci când trebuie să înțelegem niște principii care vin de la Dumnezeu și sunt date de Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu a instituit, așa cum auzeam mai devreme, păi dacă El este autorul familiei, atunci El trebuie să aibă resursele și preceptele pe care trebuie să le cunoaștem și să le trăim ca să avem o viață fericită. Luând cazul acesta de studiu, relația dintre împăratul David și soția lui, Mical, aș vrea să ne uităm la câteva lucruri care să ne fie de ajutor în ceea ce privește atitudinile noastre, soți și soții unii față de alții, înțelegerea poziției noastre, înțelegerea emoțiilor și rațiunilor care stau la baza acestei relații sacre între soț și soție. Dumneavoastră știți că împăratul Saul, atunci când era sub amenințarea lui Goliat, a făcut o promisiune, a făgăduit de nevastă pe fiica lui mai mare, cu numele Merab, celui care va merge la război și îl va birui pe Goliat. Nu cred că David a mers înaintea lui Goliat doar datorită acestei făgăduințe. Pentru că îl vedem pe David extrem de deranjat de insultele pe care acest netăiat împrejur, acest uriaș, acest deformat genetic, ca rezultat al căderii îngerilor păzitori, despre care citim în Geneza, care au produs nefilim, au produs aceste abnormalități genetice, e acest om care este ridicat de o forță demonică împotriva poporului Israel. Dați-mi voie să fac o paranteză. Uriaș, uriaș, dar ei sunt mulți, noi suntem mulți. Care este problema? Uriașul ăsta are și el carne și sânge. Dai cu el, în el cu lucruri de la distanță și îl omori. Doar David l-a răpus cu o piatră aruncată cu praștie. Mai târziu îi vedem pe vitejii lui David, care omoară fiii lui Anac și îi extermină din țara Canaan. În spatele lui Goliat era o forță opresivă demonică și, atenție, pe fondul decăderii spirituale a lui Saul și odată cu el slăbirea credinței lui Israel în Dumnezeu, amenințările acestui om au sunat în urechile lor ca niște tunete și i-au înspăimântat. Știți că David l-a învins pe Goliat? În ziua în care l-a învins pe Goliat, datorită entuziasmului, poate și lipsei de tact și de înțelepciune a multora din popor care au început să facă comparații între Saul și David,
Să știți că asemenea momente nu cer decât ca unul din doi să fie mai slab și mai sensibil spiritual ca să se demoleze complet o relație. Știți că era vorba ca acum să o ia de soție pe Merab. I s-a cerut să plătească un preț de vieți ale filistenilor, să ucidă filisteni și să aducă dovada că i-a omorât pentru ca să o poată lua ca nevastă pe fiica împăratului. David și-a îndeplinit obligația, dar Saul a tălcat cuvântul și în loc să-i dea pe fiica mai mare, pe Merab, i-a dat-o pe fiica mai mică, pe Mical. De ce? Pentru că spune Biblia, în 1 Samuel 14 cu 49, fiii lui Saul au fost Ionatan, Ișvi și Malchișua, cele două fete ale lui se numeau cea mai mare Merab și cea mai mică Mical. 1 Samuel 18 cu 20, Mical, fata lui Saul, fata mai mică, iubea pe David, s-a îndrăgostit de el. Au spus lui Saul și lucrul i-a plăcut. În 1 Samuel 18, 27 spune că Saul i-a dat de nevastă pe fiică sa Mical. 1 Samuel 18, 28, Saul a văzut și a înțeles că Domnul era cu David și fiică sa Mical iubea pe David. De ce i-a plăcut lui Saul lucrul acesta? Pentru că a vrut să o folosească pe fiica lui Mical ca pe o capcană să-l atragă pe David, să-l țină aproape și să găsească momentul potrivit să-i facă de petrecanie, să-l elimine. Știți că atunci când duhul rău a început să-l chinuie pe Saul și când Saul și-a pus în minte să-l omoare pe David, într-o împrejurare extrem de critică, David trebuia să fie cu soția lui Mical în palatul regal, în preajma împăratului, și împăratul a făcut o conspirație să trimită o gardă și să-l asasineze pe David, chiar în prezența fiicei lui. Mical a prins de veste. Și zic, Saul avea informatorii lui ca s-a aflat sentimentele lui Mical, dar și Mical se pare că a avut informatorii ei și a aflat de conspirația tatălui său. Și l-a salvat pe David. În momentul în care David a devenit fugar, în mod forțat, abuziv, Saul a luat-o pe Mical, fiica lui, și a dat-o de nevastă unui credincios al lui cu numele Paltiel. Când David a luat în stăpânire împărăția, i-a cerut lui Abner ca și condiție să-i aducă înapoi nevasta pe Mical, ceea ce s-a și întâmplat. Și acum, bine mersi, în viața conjugală, în viața de familie, David și Mical, doi îndrăgostiți, o poveste de dragoste extraordinară, ajung la momentul descris în lectura pasajului pe care l-am citit. Dragii mei, viața acestor doi tineri și mai târziu adulți este o viață foarte complicată, tocmai datorită împrejurărilor pe care le-am descris. Care sunt aturile acestei căsnicii, David și Mica? Păi deja am spus că e dragostea. Biblia spune clar că Mical îl iubea pe David, s-a îndrăgostit de el. Dar și David o iubea pe Mical. Că putea să spună, domne, am avut atâția ani de separare, Saul și-a retras cuvântul, și-a călcat jurământul, a comis abuzul pe care l-a comis, noi nu ne-am văzut de atâția ani, între timp el avea pe Ahinoam, pe Abigail, ia cu drumul ei, eu cu drumul ea. E clar că a ținut foarte mult la Mical din moment ce a trimis căpetenia oștirii lui Israel, Abner, fiul lui Ner, să-i aducă pe Mical.
Apoi, nu uitați, Mical are întâietate în casa lui David, pe care el tocmai venea să o binecuvânteze. Mical este prima lui soție, vorbind de Vechiul Testament, unde erau anumite indulgențe pentru oamenii din casta înaltă a societății și mai ales pentru împărat. Ea era prima, avea întâietate din punctul acesta de vedere, avea și un ascendent față de David. Nu în fiecare zi se căsătorește cineva și e căsătorit cu femeia care îi salvează viața. Închipuiți-vă că ori de câte ori David stătea de vorbă cu soția lui Mical, el știa că este dator vândut, că l-a salvat. Mai mult, rivalitatea dintre tatăl ei și soțul ei a negociat-o în favoarea soțului. Saul era tatăl ei, avea două fiice, pe Merab și pe Mical. Mical se întoarce împotriva tatălui ei și își salvează soțul pe care îl iubește. Asta nu-i de aici de acolo. Dacă tot învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem că unul din merele de discordie pe care le avem în familie este problema loialității între părinți și soț sau părinți și soție. Unele dintre cele mai mari nemulțumiri ale bărbaților și femeilor în viața de căsnicie apar atunci când soțul se simte amenințat de relația dintre soția lui și părinții ei, că încă e sub talpa mamei, că încă mama o învață. Să știți că, eu știu că aici toate soacrele sunt de nota 10, dar în Biblie găsim unele care și-au împins copiii nu prea la bine. Când vorbim de partea cealaltă, că știți cum e, vina se duce pe amândouă sensurile. Care e văicăreala cea mai mare a femeilor? Mă insultă maică-ta și tu nu mi-ai apărare. Mama ta are voie să-mi facă toate observațiile din lume, să mă insulte, să-mi spună nu-s bună de nimic, că n-am grijă de tine, că nu fac bine, nu sunt mamă bună, nu sunt soție bună. Și tu stai acolo și te uiți. Și eu săracul, ce să-i spun lui mama? Gândiți-vă că din loialitate față de soțul ei pe care îl iubește, fiica se împotrivește nu numai tatălui ei, tatălui ei care este împărat. Ei, vă dați seama câte obligații avea omul acesta, bărbatul acesta. Fără să mai vorbim de faptul că acum el era împărat față de soția lui Mical. În mod normal, între ei ar fi trebuit să fie o relație extrem de puternică. Datorită loialității ei față de David, dar și datorită loialității lui David față de ea, pentru că vă aduc aminte, Saul a fost dușmanul lui, dar n-a fost dușmanul lui, a fost dușmanul lui de moarte. Cum menționează în acest pasaj, Dumnezeu a lepădat nu numai pe Saul, a lepădat casa lui Saul, ajungem imediat acolo, și n-a lepădat-o doar ca să stea undeva la distanță, i-a lepădat în moarte. Fac chiar și o paranteză. Ionatan a fost un om extraordinar, cel mai bun prieten al lui David. Cu toate acestea, pentru că Dumnezeu l-a ales pe David și nu pe Ionatan, care era prințul moștenitor, odată cu Saul, când a căzut casa lui Saul, însuși Ionatan a devenit victima acestei căderi. Și nu uitați,
Și Ionatan și-a trădat tatăl și s-a împotrivit tatălui de dragul lui David ca să salveze viața lui David. Astea două ființe i-au fost dragi lui David, i-au salvat viața, Mical și Ionatan. Dar lepădarea lui Saul și a casei lui a fost așa de mare, încât atunci când Dumnezeu a tăiat și a retezat și l-a lepădat pe Saul, chiar Ionatan a căzut victimă acestei lepădări. Problemele familiei lui David și ruperea relației. Știți că David a vrut să construiască o casă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus: David, nu vei construi tu casa, pentru că ai purtat prea multe războaie, s-a vărsat prea mult sânge în timpul domniei tale și casa lui Dumnezeu trebuie să fie zidită de un om pașnic. Să nu îl subestimați pe Solomon. Solomon a avut o autoritate așa de mare încât nici n-a trebuit să scoată sabia din teacă și au tremurat de frica lui toate popoarele și toți împărații. Așa autoritate i-a dat Dumnezeu. Dar fără să scoată sabia din teacă și pentru că nu s-a vărsat sânge, cum s-a vărsat în timpul tatălui său David, Dumnezeu l-a împuternicit să zidească templul. Totuși, David a spus, nu este corect că eu să stau într-un palat și chivotul legământului să stea în câmp, unde îl lăsaseră de o bună bucată de vreme, pentru că știți că au încercat să-l aducă odată, s-au întâmplat foarte multe nenorociri și accidente pe unde au trecut, când a fost luat în robia filistenilor. Mă rog, nu vreau să intru în alte amănunte ca să nu consumăm timpul cu aceste lucruri, deși sunt foarte interesante de studiat cu altă ocazie. Cert este că David a vrut să aducă chivotul la el acasă. Care este motivul pentru care David este așa de entuziasmat? Știți că asta este a doua încercare a lui David de a aduce chivotul la el. A mai încercat odată, dar nu l-au adus după rânduieli, că lucrurile sfinte trebuiau aduse pe umeri. Și pentru asta a avut loc ruperea lui Uza. S-au dus la Biblie, au cercetat scripturile vechi, au văzut cum trebuia purtat chivotul și a doua oară l-au adus după rânduiel cu preoții. De data aceasta a fost o mare reușită, un moment de mare binecuvântare. David joacă înaintea Domnului și încep momentul acesta, de fapt, conflictul dintre David și Mical, cu două clarificări legate de dans și de păcat și păstrarea poziției de împărat. Pentru că mișcarea liberală și libertină a creștinismului de astăzi iubește foarte mult dansul lui David și păcatul lui David cu Batșeba, ne dă cu ele în ochi și ne spun ce să-mi dansăm, că și omul după inima lui Dumnezeu a dansat. Vorbim imediat și de dansul ăsta. Aș vrea să vă spun că cei care dansează și păcătuiesc n-ar vrea niciodată să experimenteze pocăința și consecințele păcatului din viața lui David. A rostit sentința de moarte împotriva ăluia care a luat mielușaua și a spus să dea împătrit, 4 copii au murit și că au murit copiii e una. Dar unul a fost omorât de al doilea a fost omorât de căpetenia oștirii lui și vărul lui, al treilea sau
unul dintre cei patru a fost omorât după aia, mai târziu, tot de fratele lui a ajuns împărat, și cel care s-a născut din relația păcătoasă a fost secerat de Dumnezeu imediat. Își dorește cineva asemenea tragedii? Mai mult decât atât, s-a făcut de râs înaintea întregului popor, pentru că David nu și-a plâns păcatul în ascuns. Avea destule resurse. Eram copil, am citit prima dată pasajul, n-am priceput multe despre lucrurile alea, că la 6 ani când am citit prima dată Vechiul Testament, nu, n-am înțeles mare lucru, dar am înțeles ceva extraordinar. Am citit pasajul despre Natan și David, când s-a dus Natan la David și l-a mustrat. Și am scris pe o hârtie un verset pe care l-am înțeles și care m-a șocat profund. În finalul conversației dintre David și Natan scrie așa: și Natan s-a întors acasă, s-a dus acasă. Și mi-am dat seama că a fost o confruntare între Natan și David, mi-am dat seama că nu i-a fost ușor lui David, mi-am dat seama că Natan a fost degetul acuzator al lui Dumnezeu către David. David putea să-l astupe și pe Natan, putea să-i facă de petrecanie și lui Natan. Avea resursele, avea forța să țină toată afacerea asta sub capac. Că Dumnezeu ar fi scos-o la iveală și Dumnezeu ar fi pedepsit, e cu tot altceva. David a fost în pericol de moarte acolo. Dar ăsta e rezultatul pocăinței lui David, omul după inima lui Dumnezeu. Și-a acceptat ca acest lucru să devină public. A scris psalmi în care și-a făcut mea culpa în templu. Gândiți-vă, frați păstori, avem coruri și fanfare în biserică. Unii spun că dacă un slujitor are o cădere, al domne, că se poate reabilita, e bun predicator, ce zic, da, și sunt de acord, să ducă să își predice lui pe ultima bancă, exact după stâlpul ăla, așa, după stâlpul ăla, să ducă să se pocăiască. Dar nu mai are ce căuta, domne, că n-a avut o cădere morală gravă. Că poți să... Dumnezeu mântuiește, noi nu băgăm oamenii decât în pământ, nu-i băgăm nici în rai, nici în iad. Dar în slujire un asemenea faliment este fatal slujirii. Ia închipuiți-vă, unul din ăsta să accepte ca în fiecare duminică să vină corul și să-i cânte păcatul. Cine recită poezii să-i recite păcatul. Și el să stea acolo și să asculte cum se cântă despre păcatul lui, se recită despre păcatul lui. Și pe la colțuri toată lumea se șotește. Știi ce înseamnă asta? Oamenii vor să păcătuiască ca David, oamenii nu vor să se pocăiască ca David. Și nu vor să plătească consecințele ca David. Ruperea relației dintre Mical și David are de-a face cu lipsa de înțelepciune și a unuia și a celuilalt. Și în această seară, în descrierea acestui pasaj, aș vrea să vă spun de ce și cu ce a greșit Mical, de ce și cu ce a greșit David. Și când ne vom uita la relațiile noastre, soț-soție, s-ar putea să identificăm câteva dintre simptomele acestea. Mical avea ascendență și supremație. Ea iese prima în cale. Ce face David? Vine să-și binecuvânteze casa. Cine e în fruntea casei? Mical. Ea are întâietate. Ea vine prima în calea lui. Și îl apostrofează. Acum, stimate surori, să nu mi-o luați în nume de rău, vreau prin a începe să vă spun că noi nu suntem Dumnezeu. Bărbatul tău nu e Dumnezeu. Mai greșim. Și să vă spun foarte sincer, un mic apostrof din când în când ne prinde bine. Că dacă cineva e ajutorul tău potrivit, te ajută și să nu iei razna, nu? Noi avem impresia că ajutorul potrivit este
un sclav căruia să-i dau indicații, să spun, treci vă cu da, treci vă cealaltă, da, așa. Nu. Ajutorul potrivit te mai ține și cu picioarele pe pământ și te mai dă jos cu capul din nori. Eu am pățit odată sau de două ori, dacă nu chiar de mai multe ori, așa ceva, și mi-a prins bine. Nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, dar mi-a prins bine. Însă, lucrurile astea trebuie făcute cu mare sensibilitate și cu mare înțelepciune. Cunosc un caz când un predicator cu viitor a făcut o greșeală în timp ce predica. Și în drum spre casă, nevastă s-a dat cu sârmă ghimpată pe spinarea lui. I-a stins duhul și niciodată n-a mai predicat. Și în opinia mea, omul avea viitor. L-a stins. L-a distrus. Haideți să vedem trei lucruri despre felul cum îl abordează Mical pe David. Numărul 1. Motivul apostrofării. Păi omul ăsta a făcut o lucrare frumoasă pentru Dumnezeu. Însuși Dumnezeu a apreciat dorința lui David. Dumnezeu a aprobat, n-a aprobat cum a făcut prima dată, dar a venit a doua oară, a mai încercat o dată și Dumnezeu a aprobat fapta lui David. S-a bucurat de fapta lui David și de atitudinea lui David. A făcut lucrarea aceasta cu frică de Dumnezeu, au învățat din lege un lucru ori două cu ocazia asta, au făcut-o după cuvântul lui Dumnezeu, că de a doua oară n-a mai murit nimeni și nu a mai întâmplat nimic rău, și asta a fost un moment de mare biruință și de mare slavă în mijlocul lui Israel. Gândiți-vă ce însemna chivotul. Era prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului Israel. Și în momentul în care un popor întreg a văzut cât de mult împăratul respectă prezența lui Dumnezeu, respectă chivotul lui Dumnezeu, imaginea aceasta a fost o imagine sublimă. Uitați-vă, vă rog frumos, la liderii lumii în care noi trăim. Care este concluzia noastră cu privire la ei? Că îl desconsideră pe Dumnezeu, că îi bagă degetele în ochi, că îl necinstesc, că îl ignoră, că îl dezonorează. Uitați-vă cum îi tratează poporul, uitați-vă cum îi tratează locașurile. Uitați-vă cum îi tratează cuvântul, uitați-vă cum îi tratează principiile. Ei, în Israel, în momentul respectiv, toată lumea a înțeles, de la primul până la ultimul, ca un împărat care îl iubește pe Dumnezeu, care îl respectă pe Dumnezeu. Și într-un asemenea moment, Mical se potignește în faptul că David, în entuziasmul lui, a jucat înaintea Domnului. Cred că nu era un motiv potrivit pentru o soție să-l tragă de urechi pe împăratul lui Israel. A, o discuție puțin mai târziu putea să aibă loc, ajung imediat acolo. În al doilea rând, n-a ales bine momentul, nu numai motivul. Deci dintr-o mulțime... Bine, domnule, leagă-te de faptul că a dansat și nu numai dansul, și faptul că s-a dezbrăcat de hainele lui de împărat, iată de el. Dar și când te duci să mustri pe unul, mă, tu ai făcut o lucrare frumoasă, tu ai cântat foarte bine, auzi, vezi că ai luat-o două game mai sus, dar ai cântat excepțional. Dă-i la om un pic de oxigen. Frate, ai predicat foarte bine. Acolo puțin nu s-a potrivit, dar aia a fost așa. Dar știi că omul pe urmă să gândește și să corectează. Te duci dintr-o dată cu târnăcopul la el. Pentru ea n-a existat nici sărbătoare, n-a existat nici chivot, n-a existat nimic spiritual. Pe ea a deranjat-o că bărbatul ei a făcut-o de râs. Deci, vorba aia, nu știu dacă știți expresia, mă, Ioane, mă, fă de minune, mă.
prin altă parte se folosește chestia asta. Și era adevărat, femeile nu vor să fie făcute de râs de bărbați. Vor ca bărbații lor să fie temi, să fie respectabili, să fie... Da, acum, din când în când, mai avem și noi câte o zminteală, câte o scânteală. Dom'le, nu mai vede nevasta nimic, dom'le. Nu mai vede că te duci și muncești toată ziua. Nu mai vede, nimic nu mai vede. Ți-a pus reflectorul pe greșeala aia și e o femeie distrusă, nenorocită și făcută de râs. Aveți grijă. Momentul însă e teribil. Dacă a făcut o greșeală, nu te năpusti imediat la el. Găsește momentul potrivit. Dă-i să mănânce mai întâi. Eu nu mi-am dat seama, dar fetele mele și-au dat seama când veneam acasă, era pe la intrare, erau, știți cum sunt copiii, veneau repede grăbite și își lăsau papucii pe la intrare și așa. Și eu când intram și vedeam grămada aia de papuci, mi se făcea rău. Și începeam să urlu acolo la îndepă. Bă, iar a zis, să audă până toate dormitoare. Bă, iar a zis, aici, de treceți-mi ideea și nu știu ce. Și s-au prins că e târziu, că sunt flămâni și mai deschideau una ușa. Și striga la altă, băi, dați-i lui tata de mâncare. El e obosit. Păi vă dați seama ce a însemnat pentru David ziua aia de stres. Nu numai atât. Gândiți-vă puțin. Deci, o femeie ar fi trebuit să fie mândră, 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 mândră de un asemenea om. N-avea nicio obligație să facă lucrul ăsta. Le-a dat de mâncare, să aibă pe drum, pe când se duc la casele lor. A stat acolo cu poporul până când a plecat tot poporul cu desaga plină. Să aibă de mâncare. Ca un adevărat păstor al lui Israel, a gândit în toate amănuntele ceremonia aceasta, sărbătoarea aceasta. Și pe când e obosit, ca și sărit, zice Biblia, că din răsputeri, înseamnă că n-a făcut economie de energie. Mor de obosit, intră și auziți. Intră să-și binecuvinteze casa, că probabil că s-ar fi dus repede să lungească, să se odihnească. Nu, el are timp acum și mă, m-am ocupat toată ziua de Domnul și de poporul lui, am venit rândul și la casa mea, ca să-i binecuvinteze. Când el vine plin de dragoste, cred că ar fi luat-o în brațe, ar fi pupat-o, ar fi luat copii, i-ar fi mângâiat pe cap, ar fi luat toată casa. Pau, se trezește cu tigaia în cap. Ha? Bine ți-a stat. E un moment teribil. Vreau să fac o paranteză. Introduc și un pic de psihologie, dar nu e biblică. Un bărbat simte nevoia să fie admirat de nevasta lui. Să n-aveți impresia că avem capetele cât banița și nu ne dăm seama că suntem și noi supuși greșelii. Și mai zicem câte ceva care îmi trebuie, mai facem ceva care îmi trebuie. Pricepem lucrul ăsta. Însă niciodată să nu călcați în picioare demnitatea soților voștri. Într-un moment în care e și el mulțumit și fericit. Am asistat odată la o ceartă în România. De ce credeți că s-au certat un soț și o soție? Știți că stăteau la coadă. Ăsta când a venit de la serviciu, a luat salariul. Ce s-a gândit? Bă, să o fac pe nevastă mea mândră. Și așa obosit după jumătate de zi de lucru, că era o sâmbătă, s-a dus și a stat la coadă, domne, și a adus două pachete de carne. Însă surorile când luau carne, știau să le aleagă. Începeau, dădeau pachetul ăsta încolo, pachetul ăsta, am fost și eu cu maică mea și am văzut. Din 20 de pachete, cu greu scotea unul care era cel mai bun dintre alea 20. Și eu mi-am dat seama că nu știu să aleg fructe, nu știu să aleg nimic. Când le aduceam acasă, nevastă-mi mersi frumos, până le lua la împărțit, vreo două arunca, vreo nouă păstra. Când ne pricepem, trebuie să recunoaștem. Trebuie să ne te pricepem, nu te pricepem. A venit acasă mândru, credea că primește medalie. Și începe.
Mă, dar n-ai găsit altele mai bune. Ce credeți că s-a întâmplat acolo? Se auzea cearta din apartamentul de lângă până în toate apartamentele de pe palierul ăla. Și numai ce auzim că se deschide ușa și se trântește și cineva urcă, acolo era dubanul de aruncat gunoi. Știți că între etaje era o ușă cu dubanul, aruncai gunoiul până jos. Și numai ce auzim, amândouă pachete, ăsta s-a enervat, da? Nu-s bune, s-a dus și asta a țipat după el. Bă, acum dacă ai dat banii pe ele, adu-le încoace, să le mai dă, s-au dus. Mă, dar curățele, scos mai mult din ele, spune, dragul meu, da, ai stat la coadă să stai. Zi o vorbă bună. Pormă să le auzi data viitoare când le iei, uite să nu fie pământii, să fie puțin mai roșii, uite să n-aibă așa de multă albeață din asta, uite și tu să fie mai așa, mai pe dincolo, îl înveți. Omul zice, ah, bine, dar laudă-l mai întâi că a făcut ceva, a vrut să facă ceva bun. Momentul ales a fost catastrofal. Când el se simte cel mai bine, sar cu făcălețul la el. L-ai distrus, l-ai făcut praf. Și maniera în care l-a abordat. Știi ce i-a spus Mihal? Bine, era împărat, a încercat așa să o dreagă, dar i-a spus că e om de nimic. Ești un om de nimic. Te-ai purtat ca un om de nimic? Ești un om de nimic. Mai mult, se pare că era și un pic geloasă, zice, te dezbraci în fața slujnicelor ăstora? Nu cumva ai făcut-o intenționat ca să fii văzut? Dragii mei, Mical nu se poate abține. Și din unul dintre cele mai solemne și mai frumoase momente din viața lui David și a casei lui, ăsta devine unul dintre cele mai întunecoase momente, că asta e femeia pe care o iubește și care îl iubește. Ascultați care este motivul. Că tot ce se întâmplă în exterior vine din interior. Zice Biblia că uitându-se la imaginea aia, zice că l-a disprețuit. Și ce înseamnă că l-a disprețuit, nu l-a mai respectat și a pierdut tot respectul pentru el. Și când și-a pierdut respectul, i-a aplicat acest tratament destructiv. Eu nu spun că bărbatul trebuie să fie egotistic, dar există o doză de mândrie sănătoasă în fiecare bărbat. Știi ce îl ajută mândria aia să facă? Îl ajută să se scoală dimineața de tot. Îl ajută să se ducă să muncească o zi în frig, în căldură, să se sacrifice. Dacă vreodată ești amenințată tu sau copiii tăi, ăsta se duce și mai întâi moare el. Pentru că e demnitatea și mândria lui de bărbat în joc. Ăsta nu se ascunde și nu fuge. Poate să fie dușmanul de 10 ori mai mare decât el. Mai întâi moare și pe urmă ajunge la tine dușmanul. Asta îl ajută. Ei, acest mic ego în partea pozitivă al lucrului, în sensul bun al cuvântului, această doză de mândrie de bărbat, niciodată nu trebuie călcată în picioare. Trebuie cultivată, trebuie uneori temperată, că se umflă. Că bagi un pic de drojdie în ea, să vezi cum se umplă mândria și merge înaintea căderii. Dar trebuie cultivată în măsura în care are rezultate pozitive pentru familie. Acum, hai să-l luăm pe David la întrebări. Mical, nota 4. Nu trebuia să se lege de David pentru asta. Poate mai târziu să aibă o discuție așa prietenească. Momentul a fost ales greșit și maniera în care l-a abordat și l-a înjosit l-a rupt în bucăți cu cuvintele ei. Hai să vedem David. Și aici, stimați frate, să fim extrem de atenți. David alunecă dintr-un extaz spiritual
în reacția firii pământești. Fiți atenți! Când un om trăiește în firea pământească sau se află în firea pământească, e enorm de greu să-l scoți de acolo și să-l faci să devină spiritual, duhovnicesc. Știți că trezirile spirituale sunt foarte grele, imposibile oamenilor, Dumnezeu le poate produce. E greu să-l scoți pe un om din firea lui pământească și să-l aduci într-o stare de extaz spiritual. Stimați frați păstori, de multe ori ce încercăm? Să înflăcărăm puțin biserica. Au slăbit rugăciunile, nu mai cântă oamenii. Și venim și ne rupem plămânii. Bă, fraților, să uite lumea, ce au pățit ăștia? Ce se agită, ce țipă așa la noi? E greu să-i aduci pe oameni într-o stare de înălțime spirituală când îi scoți din firea pământească. Atenție! Dintr-o stare de înălțime spirituală, de extaz, știți cât de repede se cade și se prăbușește în firea pământească? Uite așa. Și ce spune Biblia? Că zice, poporul s-a așezat să mănânce. Cât timp mănâncă un om, domnule? Dă-i o jumătate de oră, dă-i... Aha. Și pe urmă s-a sculat să joace. Și vai de ei și de jocul lor. David are un moment de mare înălțime spirituală. Și dacă nu citim cu atenție, avem impresia că David e îndreptățit să spună ce spune, are dreptate să spună ce spune și tot ce spune el e bun. Că zice, dar ce, am jucat înaintea lui Dumnezeu. Noi putem să avem orice fel de pretenții vrem. Poate fi și chiar adevărat că am făcut o slujbă pentru Dumnezeu, am cântat pentru Dumnezeu. Dar ia ascultați ce spune David. Înaintea Domnului, care Domn? Care i-a dat în capul lui taică-tu și mi-a dat mie împărăția, înaintea Domnului ăsta am jucat. Pe bine mă, David, n-ai jucat înaintea Domnului, care ți-a dat împărăția, care ți-a salvat viața, care ți-a dat bogății, care ți-a dat victorii, care ți-a călăuzit mâna când l-ai omorât pe Goliat. N-ai jucat înaintea Domnului chivotului pe care l-ai adus cu atâta drag în casa. Deci, ce trebuie acum să-i spui la femeia asta să-și aducă aminte de înmormântarea lui taică-su? Așa rău cum a fost, lepădat, dar e taică-su. Auziți? Înaintea Domnului, care m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa lui, înaintea Domnului am jucat. Și acum mai ascultați, m-ai făcut om de nimic? Hai să vezi cât de nimic pot să fiu. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei. Cu alte cuvinte, m-am înjosit în ochii tăi. Data viitoare o fac mai lată. Până acolo să-mi fie mie scârbă de mine. Nu mă mai înjosesc în ochii tăi. Data viitoare mă înjosesc în ochii mei. Să mă uit eu la mine, să mă băi, am ce rușine, mă, ce ai făcut? Și acum ascultați, că nu uită de slujnice. Dar voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești. Scumpii mei, chiar atunci când am avea dreptate, chiar atunci când nu ne-am găsit cu nimic vinovați, măcar că, auziți, David putea fără dansul ăsta. Și ce se întâmplă la o perioadă oarecare după dansul ăsta? Și după discuția cu slujnicele. În vremea când împărații se duceau la război, adică împărații nu stăteau pe tron, nu stăteau la statul major în spatele frontului, în vremea în care împăratul era în fruntea armatei și zicea după mine, în vremea aia,
David își trimite armata cu căpetenile și el rămâne la palat. Nu vreau să spun că s-a dus pe terasă ca să se uite după prostii. Dar deja începuse să se înfiripeze o vulnerabilitate în inima lui. Reacția virulentă, neiertătoare. Că vreți să vă spun ceva? În conflictul ăsta el are ultimul cuvânt. El a fost supărat și enervat. Mical a plecat din prezența lui blestemată, distrusă total în feminitatea ei, în identitatea ei. Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Ea n-a mai fost niciodată în casa împărătească ceea ce a fost până atunci. Și noi am putea să spunem, nu, a blestemat-o sau a pedepsit-o Dumnezeu. Fain. Dar ia uitați-vă să vedeți ce se întâmplă cu David de aici înainte. Începe să umble pe terasă. Poate că s-a suit acolo ca să compună un psalm, să găsească inspirație, să uite la un apus de soare, să uite, știu eu la ce, de ce s-a suit acolo. În inima lui începuseră să se formeze niște cârlige ale firii pământești, că din prisosul inimii vorbește gura. Cuvintele lui David Eiz nu au fost cuvintele unui om care a jucat înaintea Domnului, ci unui om care a jucat în fața slujnicelor, cu toată intenția de a mai juca în viitor. Cineva ar putea spune, băi, l-a luat gura pe dinainte, s-a supărat, s-a enervat, omul la supărare zice multe. De-aia, zice Biblia, am tăcut câtă vreme a stat cel rău înaintea mea, ca să n-apucăm să zicem acele vorbe care orică ies din niște cârlige ale firii pământești, ori vorbele alea, că în puterea limbii stă viața și moartea, provoacă acele cârlige. Încă o vorbă despre închinarea lui David. Să știți că Dumnezeu nu pretinde pierderea demnității noastre atunci când ne închinăm înaintea Lui. În lumea aceasta se practică joc de scenă. Să nu aveți impresia că am ceva împotriva unui om care cântă pentru Dumnezeu, e pătruns de prezența lui Dumnezeu și ridică mâna. S-o ridice el și s-o ridice întreaga adunare. Slavă Domnului! Încă mă deranjează când biserica cântă cântări despre ridicarea mâinilor și toți mai degrabă le-ar băga în buzunare. E, dacă cântăm, îmi ridic mâinile și te să... Dar ridică mâinile! Dar ori nu mai cânta! Trăiește ce cânt! Dar atunci când avem de-a face cu jocuri de scenă, special pregătite pentru consumul public, mă uit și văd ce se întâmplă în grupurile de închinare din zilele noastre. Că încă o dată, dacă ridică mâinile, acum dacă închide ochii, dacă ridică ochii în sus, să nu mă deranjează, că face parte din Biblie. Îmi ridic mâinile, îmi ridic ochii. Dar în momentul în care închinarea începe să aibă o estetică pe care n-au văzut-o nicăieri decât la concertele lumii, scuturatul ăla de plete, uneori dă din cap așa de parcă ai impresia că nu le place ce cântă. Chitara jos la genunchi. De ce că e greu? Știți că eu știu să cânt la chitară. Bă, odată m-am dus singur și mi-am pus chitara jos. Am vrut să vă măi. Poate nu știu eu. Poate că e o metodă mai ușoară de cântat. Știți cât de greu este să dai aici? Te nenorociști cu mâna întinsă. Aici așa sus. Frate, știi să cânti la chitară așa? Nu e așa aici? E confortabil. Dacă pui la genunchi și dai în jos, e groaznic.
Trebuie să fim extrem de atenți, pentru că închinarea este un medium, este un portal pe care diavolul, specialistul închinării, poate să strecoare jocuri de scenă care nu ridică Duhul, ci atâță firea pământească. Aș vrea să citesc câteva versete, poate că în maxim 10 minute, să încheiem și să trecem la întrebări și răspunsuri. Care este problema lui Mical și David? Lipsă de înțelepciune. Dacă Mical era o femeie înțeleaptă, știa când și cum să-l abordeze pe David și totul era bine. Hai să vă dau un exemplu înainte să citesc versetele astea. Soția mea m-a văzut odată foarte stresat. Câteva zile eram stresat, eram cu listele de membri, eram și a priceput ea că fac numărătoarea poporului. Și să știți un lucru, când un păstor face numărătoarea poporului, n-are cum să iasă bine. Nu pentru că îl pedepsește Dumnezeu cum l-a pedepsit pe David, ci pentru că nu ies bine numerele niciodată, nu-i convin numerele. Mă, dar atâția au plecat din Detroit, domne, în anul trecut, atâția... Ce-i cu ăștia, domnule? S-au căsătorit 3-4 perechi și au și plecat la americani sau s-au dus nu știu unde, că aici n-au voie cu cercei, cu mai știu eu ce, brizuri și ce, voi n-ați pățit? Eu am pățit. Și te stresezi. Acum trebuie să ne asumăm niște pierderi, pentru că oamenii nu vor să umble neprihăniți, nu vor să supună rândul. Ce să le faci? Că nu-i dai tu afară, nu-i îmbrâncești, pleacă ei. Dar noi ne stresăm și ne pare rău. Știi ce face biserica? Zice, bine ai zis frate, bine ai făcut frate, lasă păcatul să iasă din biserică. Ce? Dar pe urmă zice, bă, dar asta golește biserica, domnule. Da, vedeți voi, mintea mea, vedeți. Că până acum i-a dat afară bârsan și pe lui. Ia să vedeți acum când începe să vă pună vouă la catastif. Mă, dar ce fac ăștia? Eu, uite că... Okay. Și mi-a dat să mănânc înainte. Și ce am zis? Tu vrei ca toți românii penticostali din Chicago să vină la tine la biserică? Zic, nu m-am gândit chiar așa, dar n-ar fi o idee rea. Zice, auzi, dragul meu, nu te mai îngrijora și nu te mai stresa, că îți faci rău și îți faci rău degeaba. Că asta nu se va întâmpla niciodată, nu o să vină toți aici. Zic, da, de ce? Pentru că nu vrea Dumnezeu. Cum adică nu vrea Dumnezeu? Dar nu fac eu așa, dar nu zic eu așa, dar nu știu ce. Deci, nu vrea Dumnezeu. Numai biserica universală, spirituală, formată din cei mântuiți de pe întreg pământul, este toată una. Și din punct de vedere spiritual, ea unuia singur, ea Domnului Iisus Hristos. Astea locale sunt împărțite, că zice păstorist urma care v-a căzut la împărțeală. Pe care ți-i dă Dumnezeu, îi ai, și pe care nu ți-i dă Dumnezeu, nu îi ai. Și zice, auzi, lasă-i pe ea pe care nu îi ai, sau pe care nu-i mai ai. Fă tot ce poți mai bine pentru ăștia pe care îi ai. Și Dumnezeu îți va binecuvânta lucrul și te va face fericit în slujirea ta. Am să vă spun foarte sincer, pe moment tot n-am fost 100% convins, dar m-am calmat, m-am liniștit. Și măcar pentru o vreme am început să nu mă mai stresez. Păi m-am început iar și iar mi-am adus aminte de ce mi-a zis până în ziua de astăzi, după mai bine de
30 de ani. Mă urmăresc cuvintele astea pe care mi le-a spus și când începe să crească tensiunea, în momentul în care începe să umfle stresul, mi-aduc aminte să vedeți cum mă liniștesc. Femeile pot avea înțelepciune, pot să dea sfaturi înțelepte bărbaților. Vă aduc aminte, cineva va spune, cu ăsta nu te poți înțelege. Auzi, uitați-vă la Abigail. Și-a salvat casa, l-a salvat, s-a omorât el, inima rea ce a avut. Dar ea l-a salvat pe bărbat. Așa nebun cum a fost, Nabal. Și s-a salvat toată casa, toți slujitorii. Și l-a salvat și pe David. Că ascultați ce spune David. Numai Dumnezeu ți-a dat înțelepciunea asta să n-ajung să văr sânge nevinovat. Că pe lângă ăsta care era nebun, omora o groază de oameni care nu erau altceva decât slugi, robi și nevinovați de nebunia lui. Mare este înțelepciunea. Mare este. În al doilea rând, știți că bărbaților li se spune să nu țină necaz pe nevestele lor. Știți, mie chiar îmi pare rău că Mical dispare din istorie. Eu cred că așa cât de rea a fost în ziua aia. Eu cred că era un loc pentru Mical în istorie. Dar nu trebuia să-i întoarcă spatele atât de brutal, că doar i-a salvat viața și îl iubea. Și aici atenție, vă rog foarte frumos, la ceea ce spune Pavel în Efeseni. Știți ce le spune bărbaților? Să-și iubească nevestele. Știți ce le spune nevestelor? Să-și respecte bărbații. Că asta este teama. Respectul. Ce-a pățit Mical? Și-a pierdut respectul ce l-a desconsiderat, l-a disprețuit. Ce-a pierdut David? Dragostea. Dumnezeu să ne ajute să nu ne pierdem, stimați frați, niciodată dragostea de nevestele noastre. Și să le ajute pe surori să nu-și pierdă niciodată respectul față de bărbaților. Auziți ce spune în Iacov 3, de la 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui. Înțelepciunea nu este să știi 5.000 de versete pe din afară. Deși e bine dacă știi 10.000, dacă s-ar putea. Înțelepciunea se vede în purtare. Să-și arate prin purtarea lui bună, faptele bune, cu blândețea înțelepciunii. Să știți că înțelepciunea vine la pachet cu blândețe. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Femeia face o greșeală la bărbatul, celălalt îi zice înapoi, ăsta nu se oprește și totuși pe undeva, după ce David a dat cu bomba nucleară aici, a apăsat pe butonul roșu, se pare că Mical a tăcut. Însă sunt unele surori care nici aici nu s-ar fi oprit. Și sunt unii bărbați care nici ei nu s-ar fi oprit. Acolo se lăsa cu scântei, cu zgârieturi și cu vânătăi. Vreau să vă mai dau un exemplu. Mi-a povestit un prieten, o întâmplare, care s-a întâmplat în familia unui prieten de-a lui pe care îl cunoștea și de la sursă a aflat. I-a spus fetiței de 3 ani să strângă jucăriile. Ca ce s-a gândit? Hai la 3 ani să încep să fac lecții de curățenie cu copilul. Spun, auzi tata, pune jucăriile acolo în dulapul ăla. Fetița s-a uitat la el și a spus, nu! Era taică-su, domne. De 5 ori mai mare. Băi, da, tată, fii atentă, nu-i frumos să zici, du-te, prima dată a dat așa la negocieri, du-te și pune jucăriile acolo. Nu, mai sfidător.
Cine învață că au numai 3 ani? Am auzit recent un predicator care spunea că a studiat să vadă când copilul lui o să zică prima minciună. A reușit la 11 luni. Când a făcut ce nu trebuie pe jos, și l-a întrebat cine a făcut. Și a arătat-o cu degetul pe sorsa de 24 de ani care era cu copilul ei în brațe și zice ea. A arătat-o cu degetul pe ea. La 11 luni a reușit să spună prima minciună. Nu învață nimeni să nasc cu instinctul ăsta. Nu! A spus, fii atentă că îți dau una la dos. Nu! Noi s-a dus și a împins în jos spre jucării? Nu! Mai tare a început să țipe. Știți unde a ajuns? Și-a pierdut mințile. Dom'le, dacă nu te duci, te omor. Ce crezi că ați facă? Ce-l crezi că la 3 ani înțelege? Nu! A luat-o, a dus-o în baie, a dat drumul la pântadă să se umple și zice, te bag acolo și te nec. Nu! Și în momentul ăla, dintr-o dată, l-au părăsit toate puterile că și-a dat seama unde a ajuns. S-a luat la ceartă cu un copil de 3 ani, de o încăpățânare fără margini, și-a ajuns, acum ce făcea? Păi vă spun eu ce a făcut, a dat drumul la apă să scurgă. Păi ce era să facă? Dar a pierdut bătălia. Dacă era înțelept, s-a uitat la copil și zicea, mă, n-o-n târât la mânie, că deja e mânioasă. Se făcea că a uitat că i-a zis să strângă, strângea el jucările. Și crea o stare de vinovăție în inima copilului. A doua zi o mai lua și pe maică sa și zicea, hai să luptăm împotriva duhului ăstuia de răzvrătire. Și cu tact și cu atenție, că știți că nu întotdeauna se rezolvă cu cada plină cu apă și cu băta. Dumnezeu trebuie să ne dea discernământ să știm cum și ce și când. Și mai ales în vremurile de astăzi să fim foarte atenți la lucruri de astea. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele, că escaladează conflictul. El nu se lasă, ea nu se lasă. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, sinceră, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Eu aș vrea să rescriu acest scenariu în 2 minute. Mai întâi scenariu în care Mical e neînțeleaptă și îl abordează greșit pe David, în momentul greșit, în maniera greșită, și David se uită la ea și spune, Mical, dragă mea, auzi, am simțit așa niște emoții înalte, îl iubesc așa de mult pe Dumnezeu, poate că am exagerat un pic, dar știi de ce am venit eu acum în casă? Am venit să vă binecuvântez, să mă rog pentru voi. Iartă-mă și tu. Îți promit că data viitoare o să fiu puțin mai atent. Știți ce cred că s-ar fi întâmplat? Că tot e scenariul meu. Mical s-ar fi prăbușit înăuntru, s-ar fi simțit vinovată. Că totuși ăsta era împăratul lui Israel și era alesul Domnului. Ar fi învățat o lecție pentru tot restul vieții ei. Ăsta e scenariul 2. Scenariul 1 este că se uita și zicea, Doamne, dar caragios este. Dar totuși mă iubește, e împăratul lui Israel, nu-mi pot permite să-l iau eu la rost în halul ăsta. Voi fi eu nevasta lui, da. Totuși împăratul lui Israel, mă bag eu între el și Dumnezeu. E clar că e bine intenționat, a făcut o lucrare frumoasă. Auzi, peste câteva zile o să-i spun, auzi, tătucule, auzi, data viitoare, și dacă te apuc așa harul ăsta și mai, o
un pic mai așa și poate chiar să nu-ți dai jos haina împărătească de pe tine, că tu ești un împărat mare și ești, trebuie să fii respectat. Și David s-ar fi gândit și așa, sunt mare dreptate femeia asta, tot ce m-a apucat pe mine, trebuia să fiu puțin mai ușurel cu treburile astea. Pentru că cu înțelepciune ne putem uni pe alții și îndrepta și ne putem și păstra o relație frumoasă de pace, de iubire, de înțelegere. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Frate Nicu, cum gestionăm lucrurile? Mă bucur că e aici și fratele păstor Eugen Micurescu, un frate cu o experiență bogată, atât în ce privește familiile, o familie frumoasă, și o să împărțim întrebările. Frate Eugen, unde credeți că vreți să interveniți? La toate întrebările care vă naște în inimă un răspuns care să fie folositor pentru biserică, eu mă retrag.